Scratch, expoziție brâncuși. Operele brâncușiene sunt caracterizate de simplitate. Sărutul este una dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Brâncuș. Pentru documentare, am accesat galeria Creative Commons prin intermediul motorului de căutare Bing. Proiectul Scratch, expoziție Brâncuș, este organizat în două secțiuni. Expoziția cu modele 3D realizată de elevii clasei a 6-a și expoziția brâncușiană. Filmul expoziției elevilor descrie utilizarea instrumentelor de desenare din grupul Pensule folosind modelele din biblioteca Paint 3D. Deschidem biblioteca 3D pentru a folosi imaginea unui chip uman în vederea exersării instrumentelor de desenare de tip pensulă, de tip penson. Penson cu urmă de vopsea în ulei. Penson caligrafic. De tip peniță. Pentru fiecare dintre instrumente, reglăm mărimea urmei pe care aceasta o lasă, culoarea și finisajul. Care poate fi mat, strălucitor sau cu efect metalizat. Instrumentul spray un creion de tip pixel un penson de tip pixel instrumentul de umplere. Acoperă cu un finisaj metalizat chipul desenat până la acest moment. Schimbare de culoare. Urme de penson muiat în vopsea de tip oil, de tip ulei. Schimbare de perspectivă.
efect de umplere, efect de acoperire totală, copiere, duplicare, obiect, modificare, dimensiune, pregătire pentru expoziție, așezarea obiectului pe un suport, pe o simeză, în mod asemănător operelor din expoziția brâncușiană. Noi reglaje, salvarea proiectului sub formă de fișier cu extensia GIF cu efect de transparență. Utilizați aplicația Scratch pentru a realiza o scurtă animație pe tema expoziție Brâncuș. Printre cerințe, integrați un decor personalizat și cel puțin două personaje din galerie. Despre proiect. Acesta include 5 personaje într-un decor personalizat. Imaginea alăturată a fost extrasă din galeria Creative Commons. Proiectarea animației în Scratch presupune alegerea decorului, alegerea personajelor și alegerea blocurilor ce vor compune rolul prevăzut în scenariu pentru fiecare personaj. Fiecare cod este compus din stive de blocuri grafice extrase din grupurile mișcare, aspect, control, evenimente și prin apăsarea butonului Alege o extensie am inserat și grupul Text în vorbire, text-to-speech, necesar pentru rostirea cu voce de robot a textelor. Personajul expoziție 2 este un carton de bibliotecă, o planșă cu informații despre opera brâncușiană și asemeni unui meteorit care se apropie în viteză de pământ, și acest carton de bibliotecă devine tot mai vizibil ochiului spectatorului prin efectul de zoom in. Personajul expoziție 3 reprezintă imaginea lucrărilor elevilor clasei a 6-a și are în program același efect de zoom in, adică parcurge și el în 5 pași de această dată distanța dintre planul îndepărtat și planul apropiat pentru ochiul privitorului. Personajul Ripley vorbește despre operele brâncușiene Pasărea măiastră, Prometeu, Leda, Muza adormită și anunță și expoziția elevilor clasei a 6-a, care se va afișa în partea a doua a prezentării.
Personajul Ripley 2 vorbește despre operele Sărutul și Domnișoara Pogani. Robotul este un ghid mut care se așează în dreptul fiecărei opere nominalizate de participanți. Primul personaj este expoziție 2. Este un panou publicitar cu un efect de zoom. Personajul Ripley își exprimă impresiile cu ajutorul vocii de robot. Gazda expoziției se deplasează de la un exponat la altul. Același efect de zoom in și pentru personajul expoziție 3. Minunata expoziție Brâncuș. Aici, chiar lângă mine, se află două păsări măiastre în zbor. În fața noastră este Sărutul, iar în partea dreaptă Domnișoara Pogani. Priviți cu atenție la aceste forme, Prometeu, Pleda, Muza, adormită. Și acum expoziția digitală a elevilor clasei a 6-a. Ei au lucrat în Paint 3D. Felicitări! Tema pentru acasă. Utilizați aplicația Scratch pentru a realiza o scurtă animație pe tema Brâncuș, pasărea măiastră. Vă mulțumesc!